Cum și la discuția legată de resursele energetice din Marea Neagră. Domnule general, în Marea Neagră, cele trei state riverane NATO au resurse de gaze foarte importante. George Scutaru ne-a pus la dispoziție niște informații și niște hărți extrem de utile pentru discuția noastră. Nu sunt puțini cei care cred că războiul declanșat de Rusia în Ucraina are ca miză și aceste resurse energetice pe care le-am estimat doar la statele membre NATO, România, Bulgaria și Turcia, la aproape 100 de miliarde de dolari. Dacă Rusia va pune mâna pe această bogăție imensă, dacă ne va împiedica pe noi, românii, să ne exploatăm gazele din Marea Neagră, care sunt pentru noi în valoare de 26 de miliarde de dolari, ne-au dat o mare lovitură. Este un război care are și o componentă economică de atacare, dacă vreți, în componenta energetică și blocarea aspirațiilor de independență energetică ale României, domnule general. Este clar, de aceea vrea să ia și țărmul. Nu că, când iei țărmul, se presupune, dacă devine teritoriul, se presupune că vei controla și apele teritoriale, zona economică exclusivă și așa mai departe. Cele 8, eu din ce știu, România are 8 parcele de unde... Perimetre de exploatare, da? Și așa mai departe. Dacă acestea se interferează și unele din ele prin preluarea țărmului de nord, ei pot să vină din nou să reclame că nu e al vostru sau e al nostru, că multe, sau nu știu în ce măsură, în ce proporție, au fost câștigate, dacă mi-amintesc bine, în 2008 sau 2009 la Haga. Cam așa eram eu în Irak în 2009, când... Bătălia pentru platoul continental, câștigată de Bogdan Aurescu. Corect. Și echipa sa. Și echipa sa. Bun. Problema care e? Că el e ca în Marea Nord, sus la norvegieni. El, din ce a venit și controlează el propria lui mare, el poate să vină cu tehnologie unde rușii nu stau chiar atât de rău, Federația Rusă la tehnologie, nu stau ca norvegienii sau ca americanii, dar nu stau rău și vine și spărează de la tine și ce-i faci? Ce putem să-i facem noi? Că sau, Doamne ferește, pretinde că insula șerpilor este teritoriul Federației Ruse. Asta e a doua. Dacă și stabilește de acolo 12.000 marine. Absolut, s-a schimbat total ca nevasul hărții cu resursele legitele la Marea Neagră. Pentru noi ar fi un dezastru, datorită faptului că noi ne bazăm și contăm și sper că cei care sunt îndituiți să ia măsuri în, din punctul ăsta de vedere, ori să aibă grijă să începem exploatările și să avem grijă să ne păstrăm autoritatea statală asupra acestor teritorii, dar numai că pentru ei, dacă reușesc să cucerească Nordul și la tratativele de pace să va stabili că și zona asta va fi recunoscută de către ceilalți ca fiind partea Federației Ruse, deja de acolo se poate schimba tot. Și bineînțeles, subscriu, insula Șerpilor rămâne un punct nevralgic extraordinar. Cât e de mică? Cât e de mică, dar numai că dacă ei demonstrează că e recunoscut ca teritoriu care să poate să aibă zonă economică exclusivă, sau... deja am terminat-o, că deja de acolo se redesenează cu totul și cu totul altfel harta și resursele. Și cu rușii nu te mai pot judeca la Haga cum te-ai judecat cu Ucraina. Asta una. Pentru că ei nu țin cont de curtea internațională. Asta una de el poate să vină să-ți impună și ți-a pus tehnologia respectivă, mijlocul respectiv, că e pun platformă, și forează că e altfel, pe și forează. Și noi... Ce poți să faci? Să te duci să iei măsuri, singurele măsuri ca să-l dai de acolo, ori e până negocieri și până măsuri diplomatice, ca să le spun așa, pentru că militar iar înseamnă să te bați cu puterea nucleară.